Această emisiune este susținută de Purarom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Să-ți accepți destinul sau să-l înfrunți? Cum știm dacă deciziile pe care le luăm sunt cele corecte? Ce înseamnă, de fapt, decizii corecte? Din ce stare luăm aceste decizii și cum ne ajutăm de semnele Universului pentru a ști că suntem pe calea noastră? Dar ce înseamnă cale, destin sau soartă? Invitatul nostru de astăzi, Rizvan Vladrusu, maestru Feng Shui, psiholog și terapeut holistic, o să ne răspundă la toate aceste întrebări și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Cu mult drag, așa cum am spus, e o plăcere și e o plăcere să fiu și aici și alături de tine și o să vorbim frumos despre cât putem. Așa este. Și uite, să știi că mi-ar plăcea foarte mult să vorbim din experiența ta, chiar și de om, din viața ta, dar și profesională, pentru că ai o experiență foarte mare. Și eu zic să începem chiar cu prima întrebare pe care am adresat-o, și anume, să-ți accepți destinul sau să-l înfrunți? De curând am auzit această expresie, să-ți înfrunți destinul. Mie nu-mi place noțiunea de înfruntare. Eu sunt un om mai pașnic, chit că am fost campion la arte marțiale 3 ani la rând. Mie îmi place tot ceea ce e pacifist. Și atunci noțiunea de înfruntare presupune conceptul de război. Conceptul de război este un concept care întotdeauna îți va aduce piedici și greutăți. Vedem în jur lucrul ăsta. Destinul, până la urmă, ca să vedem dacă e bine să-l acceptăm sau să-l înfruntăm, hai să folosim totuși cuvântul, de să înțelegem ce este. Așa este. Și în funcție de cultura la care te uiți, o să vezi că întotdeauna destinul, în definiția lui, are trei lucruri comune. Destinul are o parte care e bătută în cuie, să spunem așa. Și chinezii o numesc tien, componenta cerească. În șamanism, la fel, există acea componentă a destinului bătută în cuie, și care e vegheată de strămoși. Dacă ne uităm la hinduși sau la budiști, avem noțiunea de karma care vine după noi. Deci este acea bucățică cumva care e reprezentată de fenomenele și lucrurile care trebuie cumva să ni se întâmple. De ce? Ca noi fie să învățăm niște lecții, fie ca noi să echilibrăm niște lucruri pe care cumva le-am dezechilibrat în trecut. Fie că vrei sau nu să crezi în viața anterioară, asta e opțiunea fiecăruia, dar cumva le-am dezechilibrat în trecut. Și asta e o bucată a destinului, să spunem așa, metaforică, un 33%, știi, o treime. O altă treime din destinul ăsta este făcută de tot ce e în jurul nostru. Oamenii cu care noi interacționăm, locurile în care noi trăim și muncim, mediul ambient. Mediul ambient, conceptul ăsta de ceea ce ne înconjoară, influențe exterioare, unele fiind sub controlul nostru, altele, din păcate, nefiind sub controlul nostru, ne influențează destinul pentru că vin și ne pun ca pe o tablă de șah în față niște opțiuni. Da. E, a treia parte, ultima treime, dacă vrei, e partea cea mai interesantă de care noi de obicei ne ocupăm, este acea parte numită liber arbitru. Da? Bun, vin cu karma mea, bun, m-am născut în România, sunt în meseria de psiholog, sunt în cartierul cu tare, am vârsta cu tare, kilograme cu tare, ce fac cu asta? E, aici intervine liberul arbitru, ce fac eu cu ce am? Pentru că arta traiului bun este să faci o optimizare a vieții tale din toate punctele de vedere, lucrând cu ce ai la dispoziție, astfel încât să devii și mai bun, să ai și mai mult la dispoziție și peste un an, să spunem, să poți să faci optimizarea asta într-un mod și mai șmecher. E, pentru mine, ca terapeut, ca ce vrei tu, a ajuta un om să-și înfrunte destinul înseamnă, de fapt, a ajuta un om să-și dea seama care sunt lucrurile pe care le are în jur în control și cum să se folosească de ele în modul cel mai bun. Și de ce spun asta? Pentru că eu sunt convins că toți telespectatorii o să simtă. De N ori ni se întâmplă să nu prioritizăm lucrurile, să facem alegeri proaste, care sunt în detrimentul nostru, să facem compromisuri în relații, în joburi, în prietenii, în absolut toate capitolele vieții, compromisuri pe care ulterior ajungem să le regretăm. Știm că o să le regretăm și totuși le facem. De câte ori nu amânăm lucruri. Stăm în lene, stăm, ne uităm la 1000 de ani la seriale, că acum avem platforme din astea în care facem binge-watching și ne uităm la seriale într-unul, unul după altul.
și viața trece. E, chinezii, pe care eu iubesc foarte mult în accepțiunile lor metafizice, spun așa, băi, fii conștient de momentul ăsta. Pentru că momentul ăsta e unic și momentul ăsta face parte dintr-o serie de momente limitate, care sunt viața ta. Exact. Eu mă gândesc, parcă ieri aveam 18 ani și nu mă durea nimica și nu-mi scârțâia nimica. Nu știu când au trecut anii. Și la fel fac pariu că simți și tu, da, și mulți. Nu știm când. Am făcut o grămadă de lucruri. Putem să ne lăudăm zile întregi cu ce am făcut. Dar ele pur și simplu au trecut. E, la fel cum au trecut anii ăștia, la fel o să treacă și ceilalți și o să ne regăsim pe patul de moarte, față în față cu singurul lucru cert în viața noastră, și anume moartea, și o să ne întrebăm, bă, dar oare puteam să fac alte lucruri altfel? Scopul analizei destinului și scopul integrării destinului în viața noastră este că atunci când ajungem în clipa finală, în care vom părăsi carcasa asta numită trup, să avem un zâmbet pe buze și să știm că am luat aproape mereu, o chiar mereu, cele mai bune decizii pentru noi și pentru cei din jur. Și uite, acum te-aș întreba, ce înseamnă aceste decizii bune pe care noi putem să le luăm? Cum știm? Știi că de multe ori suntem în impas și nu știm, da, dacă am mers spre stânga sau dreapta, nu știm dacă am făcut bine. Păi există două opțiuni aici, eu o iau foarte american în stilul ăsta. Poți să știi, fie că știi tu cumva și ai tu uneltele necesare, și de aici eu vin și în... Recomand tuturor oamenilor care mă întrebă să învețe, să studieze, să mediteze, să învețe, știu eu, eu fac de atâția ani, de exemplu, pați, astrologie chineză sau Wei Douxu sau alte tipuri de chestii, fie să se ducă la un consultant care să-i ajute, de exemplu, la chinez, dacă tot am luat-o pe traiectoria asta, că e nuntă, că e cumpărare de casă, că e deschiderea unei firme, că e construcția unui șantier, absolut orice nu se face fără sfatul astrologului, pentru că el cumva trebuie să aleagă momentul cel mai bun. De unde vine povestea asta, ca să nu sune prea mistic? Ideea e în felul următor, tot în jurul nostru e energie. Energia, chi, asta este esența a tot ceea ce există. Plantele din jurul nostru, apa de pe măsuțele astea, noi înșine suntem energie, echipa din jurul nostru e energie. Energia asta interacționează, că asta știe să facă. Știm din fizică, în jurul unui cablu prin care circulă curent electric, există un câmp electromagnetic. Aduci două cabluri unul lângă altul, câmpurile respective interferează și se produc niște efecte. La fel și noi interferăm. Ei bine, analiza destinului și mai încolo extrapolat, feng shui și toate chestiile astea, ce fac? Calculează momentele și locurile potrivite, astfel încât interferențele cu energia momentului și a locului să fie cele mai bune care pot fi ele în momentul respectiv. Pentru că, vorba românului, ceasul rău, știi? Da. Tensori la ceasul rău, la un moment la care ciul ăla este extrem de prost, noi numim sharchi, garantat divorțezi. Tensori la ceasul bun, o să fie absolut minunat. Uite, îți dau un exemplu din practica mea. Am niște prieteni foarte, foarte buni, soția a rămas însărcinată, au ales să nască prin cezariană, a fost opțiunea lor, și am zis, bă, dacă tu vreți cezariană, hai să vă selectez eu o zi și o oră propice. Nu, că vrem noi să selectăm. Ok, selectat. Și au selectat o zi, mi-au spus-o și am zis, bă, nu e cea mai bună zi, schimbați-o pentru că nu este cea mai bună, e cu probleme nu știu ce. N-au vrut. La naștere, din păcate, au existat extrem de multe complicații. Copilul a ieșit și cu niște șolduri dislocate și mai departe. De ce? Energia asta e predictibilă. Toți, că sunt hawaienii cu huna, că sunt șamanii, că sunt chinezii, că sunt budiștii, că sunt hindușii, toți au observat un lucru comun, că ziceam că sunt trei. Da. Primul era, l-am spus, ciclurile și repetitivitatea naturii. Natura este ritmică. Dacă observăm, dacă ne uităm în jur, fiecare lucru pe care noi îl trăim a mai fost cândva. Și va mai fi cândva, poate nu pentru mine, dar a existat. Și din ritmicitatea asta, din ciclicitatea asta, eu pot să învăț anumite lecții. La fel cum ar fi bine să învățăm din istorie anumite lecții, dar nu o facem. Asta e altă treabă. Ei, și arta analizei destinului și a influențării destinului este înțelegerea acestor cicli. Iar tu ca om, dacă nu vrei să apelezi niciun consultant și nu vrei să înveți nici astrologie, nici nimic, nu e nicio problemă. Fii atent. Fii mindful, fii, acum e curentul ăsta cu mindfulness, da? Fii prezent aici și acum, în momentul ăsta. Și cere întotdeauna ajutor divin. Eu am această convingere, pe care n-am cum să o dovedesc și nici mă interesează, că
că acolo există Dumnezeu, știi? Și care ne veghează și care are grijă de noi. Iar noi suntem într-o permanentă conexiune cu divinitate. Și putem la fiecare pas să cerem ghidaj și să cerem îndrumare. Și lumea o să zică, da, știu asta. Păi degeaba știți, că nu o faceți. Da. 90% din oamenii pe care eu îi intervievez, să zicem, în terapie pe tema asta, știu teoria unii mai bine ca mine. Practica însă, că, de exemplu, câți de fiecare dată când avem probleme ne focalizăm în inima noastră și cerem ajutor de la divinitate, umplem, Doamne, mintea, umplem inima, umplem sufletul cu idei bune, cu lumină, cu îndrumare. E o chestiune pe care poți să o faci să meargă, de fiecare dată. Câți de fiecare dată când plecăm din casă și pășim pragul, și am făcut asta acum, venind spre tine, facem o mică invocare astfel încât să ne deschidem drumurile și să fie lucrurile bine. Câți atunci când ne spălăm pe față dimineață, avem intenția să ne spălăm și de ceața minții, și de energia negativă, și de lucrurile care ne-au încețoșat în timpul nopții. Câți atunci când facem pipi, avem intenția să eliminăm prin urină și toxinele din rinichi, din corp, mai ales din rinichi, acolo e esența noastră și e bine să fie purificată. Câți, aș putea să vorbesc 5 ore despre lucruri pe care oricine poate să le facă, fără să aibă inițieri sau mai știu eu ce cursuri, care sunt banale, și tocmai pentru că există această banalitate, lumea nu le face. Da. Și putem, putem cu o simplă intenție să schimbăm, să ne schimbăm traiectoria? Intenția creează realitatea și percepția creează realitatea. Același lucru poate fi văzut de două persoane în moduri total diferite. Eu întotdeauna dau exemplu unei picturi abstracte. Dacă ne uităm la o pictură din asta modernistă, nu știu cum se cheamă exact curentul, mă rog, abstractă. Da, abstract. Tu poți să vezi suferința pictorului în drama existențială, nu știu ce, eu pot să văd că sunt format în psihiatrie un borderline care și-a exprimat angoasele. Pictura e aceeași, părerile sunt diferite. Care e realitatea? Care e adevărul? Ei, amândouă poate sunt adevărate, amândouă poate sunt false, habar nu avem. Și atunci șmecheria e în felul următor. Detecția adevărului tinde să atragă după sine nevoia oamenilor de a se complica. Și am observat chestia asta la cursanții mei. Vrem tehnici complicate. Bă, dacă le dai o tehnică în 435 de pași, sunt cei mai fericiți. Oricum nu o să o facă pentru că e prea complicată. Dacă le dai o tehnică în 2 pași, asta e prea simplu. Da. Sigur nu o să meargă. Și atunci, prin dilema asta a trecut și Buddha, dacă stăm să citim istoria. Ideea e să cauți cărarea de mijloc. Cărarea de mijloc este aia în care simți că faci ceea ce e bine, te simți bine făcând ceea ce faci și mai mult de atât obții rezultate. Și aici intervine o altă capcană. Asta e o emisiune prea scurtă, trebuie să vorbim cu șefii de aici să se o lungească un pic. Capcana este așa, oamenii care se așteaptă la rezultate instantanee. Am făcut rugăciunea, păi uite, am ieșit din casă și am spus, Doamne, luminează-mi și deschidem drumurile și am prins blocaj pe Chiselev. Așa, și asta înseamnă că Dumnezeu nu te-a ascultat. Poate că blocajul ăla pe care eu l-am prins pe Chiselev m-a ținut pe loc ca să mă salveze de ceva ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi prins blocajul respectiv. Așa este. Și de asta vreau cel mai important exercițiu pentru telespectatori. În orice situație rea care ni se întâmplă, un blocaj pe Chiselev, o întârziere nu știu unde, mulțumiți divinității, că o numiți Dumnezeu, Allah, nu contează. Mulțumiți divinității pentru chestia asta, pentru că fără să știți, v-a salvat de ceva mai rău. Și îți dau un exemplu, dacă îmi permiți, cu o pacientă de-a mea, chiar de curând, mă rog, anul trecut, se ducea la servici, mare femeie de afaceri, în top 10 femei de afaceri din țara asta, de fiecare dată se ducea pe același drum cu mașina la servici. Într-o bună zi, nu poate să o ia pe drumul respectiv, pentru că nu știu ce se întâmplase, era o lucrare sau ceva. Și trebuie să o ocolească. Datorită acestei ocoliri, ajunge cu o întârziere la o anumită ședință. Se enervează, își strică toată ziua. Ca seara să afle că pe drumul pe care ar fi luat-o ea, datorită lucrărilor care s-au întâmplat, au căzut doi copaci. Și acei copaci au căzut
fix pe locul în care ea urma să parcheze. Extra. Deci cumva a apărut o întârziere, dar ea a fost salvată de ceva mult mai grav. Și atunci știu că poate să pară o viziune hiperoptimistă, dar nu este. Este o viziune a acceptării. Este această acceptare radicală că ceea ce se întâmplă, se întâmplă spre binele nostru. Și aici intervine problema la care sigur o să vrei să mă întreb ceva. Bine, cât avem noi libertate totuși, nu? Să influențăm destinul. Destinul. Că asta e întrebarea. Eu pot să fiu multimilionar în euro și pot să mă însor cu Miss Univers și pot să am 50 de avioane și 3 insule și 7 apartamente în Dubai? Eu personal nu, pentru că destinul nu mi-o permite. Aici întrebarea, răspunsul e foarte simplu. Prin pață, de exemplu, da? Prin astrologia chineză, sau mai precis prin Ciwei Doushu. Pață e bun, dar are multe limitări. Ciwei Doushu e mult mai larg. Poți să vezi exact care e potențialul tău maxim pe fiecare domeniu. Financiar, cu tare, cu tare, cu tare. Potențialul ăla are, dacă vrei, natură karmică. Da. Ține de trecut. Pe ăla nu ai cum să-l depășești decât în niște condiții extrem de greu de obținut. Dar problema nu e aia. Problema e că majoritatea dintre noi trăim la nici 20% din potențialul ăla maxim pe care ne-l dă destinul. Pentru că nu facem când e cazul și nu facem ce e cazul. În loc să fim la locul potrivit, la momentul potrivit, alături de persoanele potrivite, de multe ori apar aceste defazaje și suntem când nu trebuie, unde nu trebuie, lângă cine nu trebuie. Și oare aceste defazaje fac parte tot din destin? Nu. Nu mereu. Așa. Uneori poate să facă parte, dar în 80% din cazuri se întâmplă datorită deciziilor noastre care nu sunt neapărat la locul lor. De exemplu, eu pot să hotărăsc, uite, am descris, de terminat o carte acum, știi? Și pot să hotărăsc, bă, mai scriu, mai am deschis 3 capitole, pot să le scriu în următoarele zile, să mă pun cu burta pe carte și să le scriu, sau am vedere că e frumos afară, pot să mai ies în concerte, sunt plimbări, hai să mă mai plimb, scriu eu când lui scrie. E decizia mea. Dacă vreau să insist pe ele și să sacrific alte plăceri, sau să mă las pradă plăcerilor. E, noi, din păcate, tindem să alegem ruta cu cea mai mică rezistență. Între asta să te relaxezi cu o cană de cacao uitându-te la serialul favorit și a da cu mopul în baie, 90% din oameni vor alege cacao și serialul favorit. Îți garantez lucrul ăsta fără niciun fel de dubiu. Înțelegi? E, alegem ruta cea mai ușoară pentru că așa suntem făcuți să fim. Evoluția spirituală e exact aia care spune că uneori lucrurile nu sunt neapărat ușoare. Da, și se mai zice că acolo unde ți-e frică sau de ce ți-e frică, să te îndrepți cumva către direcția aceea, pentru că tocmai de acolo ai un beneficiu. Sigur, acum nu trebuie să fim masochiști neapărat. Da. Dar, într-adevăr, rădăcinile fricilor noastre, de exemplu, sunt sursa vulnerabilităților noastre și acolo e ceva de rezolvat. Nu poți să o lași nerezolvată, dar ea o să coacă ca un coș și o să reapară la un moment dat și poate o să reapară și mai tare. Și aș vrea un pic să fiu și practic, că discuția teoretică e frumoasă. Ideea e în felul următor. Cum poți să-ți îmbunătățești destinul? Sunt metode. Dar eu am 5 sfaturi care sunt imbatabile și sunt ușor de aplicat și sper ca lumea să le aplice. În primul și în primul rând este un exercițiu care se numește film retrograd în modernitate, nu știu ce se cheamă așa, un exercițiu din hermetismul egiptean vechi, care spune așa, la sfârșit de zi, când te-ai pus în pat, foarte repede revezi-ți în minte filmul zilei respective. Ce ai făcut, cu cine te-ai văzut, ce ai mâncat, ce ai... Dar foarte, foarte, foarte repede, așa, în cât 30 de secunde, revezi-ți ziua respectivă. În timp ce revezi ziua respectivă, pur și simplu imaginează-ți în jurul imaginii respective, filmului respectiv, un chenar, o ramă de culoare albastru electric. Ca și cum tu îți imaginezi că te uiți la un televizor cu marginea albastru electric și acolo rulează repede, repede filmul zilei tale. Așa. Ce face chestia asta, și inclusiv neurologic s-au făcut niște studii pe RMN funcțional, îți creează niște ancore neurologice, astfel încât dacă cumva în ziua ai făcut ceva ce nu ți-a convenit, a fost un compromis, a fost o chestie nasoală, o
dată ulterioară, când ești în situația de a face din nou aceeași prostioară, creierașul tău o să-ți dea un bobârnac și o să zică, stai, ai mai făcut asta, think twice, da? Mai gândește-te odată. Și te anunță și o să vezi că o să ai acel, stai așa, că nu-i bine. Și o să reconsideri în fiecare seară, 30 de secunde din viața ta înainte să adormi. Al doilea truc, tot de seară, și este foarte important asta, este să nu ignorăm importanța somnului. Noi avem senzația că viața noastră e făcută din orele alea în care suntem în stare de veghe. Uităm alea 6, 8, 10 ore, știu, fiecare cât doarme, și avem senzația că suntem în stand-by. Nu! Noi când dormim, în afară de faptul că fiziologii, creierul și organele fac tot felul de chestii până noi, mintea noastră este extrem de activă. Noi avem acele cicluri de somn rapid eye movement, REM, în care dacă ne-am uitat pe un electroencefalograf, am vedea că activitatea este puternică ca și cum stăm la un maraton. Ce se întâmplă în momentele alea? Spiritul nostru intră în acțiune și în structurile lui cele mai înalte creează cumva ancore pentru ceea ce urmează să vină. Și atunci, ca să avem un control mai bun în timpul somnului, propun un exercițiu absolut banal. Înainte de a ne culca, faceți o vizualizare foarte rapidă a culorii verde malachit. Este exact culoarea ținutei tale. Da? Deci verde malachit, imaginați-vă în încăperea voastră că energia este verde malachit, în toată casa energia este verde malachit, de jur împrejurul casei este cel mai frumos, pur, strălucitor verde malachit pe care îl puteți imagina. Ca paranteză, tradiția budistă se făcea un pic mai complexă vizualizarea, se vizualizau multe, multe dakinii. Dakinii sunt îngerii sau, mă rog, îngerițele, că teoretic sunt văzute feminin din budism, de culoare verde malachit, care umplu spațiul din casa ta, din jurul patului tău, din jurul casei tale și așa mai departe. Și intenția trebuie să fie, așa, în momentul vizualizării ăsteia, da? Manifest potențialul benefic maxim al zilei care urmează. Sau dacă te culci după 12 noapte, al zilei care a început. Da? Dar exercițiul ăsta să fie făcut zilnic. Și astea sunt cele două exerciții de seară. Două exerciții de dimineață, și promit că nu iau mai mult de 4 minute cu toate exercițiile astea la un loc din practica zilnică a omului. Dimineață, primul lucru când ai pus picioarele pe sol și ești în fund pe marginea patului, împământează-te. Ce e asta cu împământarea? Așa cum am spus, totul e energie și noi suntem sisteme deschise energetic. Da? Da. Cu un cuvânt poți să rănești. Un om e rănit de un cuvânt, altul nu. De ce? Ăla rănitul e mai deschis, ăla mai puțin rănitul e mai închis energetic. E, când suntem împământați, niște centri energetici, niște meridiane din centrul tălpilor noastre se deschid puternic. Da? Acolo sunt niște puncte care se cheamă Yong Chuan, în tradiția chineză. Și prin ele noi aspinăm energia pământului care ne ajută la oase și articulații, dar tot pe acolo eliminăm energia reziduală negativă. Împământare, ce înseamnă? Înseamnă că eu mă asigur în fiecare dimineață ca aceste puncte din tălpi să fie deschise în așa fel încât orice intră negativ în mine, agresiune energoinformațională, energie negativă, dai urâtă pentru un mol când e aglomerat, crede-mă, se prinde tine o grămadă de forme, gânde elementali, amprente, ce vrei tu. Da? Ei, când ai tălpile astea deschise, nu zic că se curăță tot, că aș minți, dar e scurgerea bună, domnule. Și atunci, teoretic, elimini mult mai ușor lucrurile negative pe care le-ai acumulat. Și cum faci asta? Te-ai trezit, tălpile pe sol, stai în fund, vârful limbii ușor în cerul gurii, în spatele incisivilor, și când inspiri, îți imaginezi că inspiri prin creștetul capului cea mai albă strălucitoare lumină, când expiri, împingi lumina respectivă în jos, prin picioare, prin tălpi în pământ. Și faci 3, 7, 10 respirații de genul ăsta, după care, de la baza coloanei, îți imaginezi niște rădăcini care se duc în jos, ies în picioare, ies în tălpi și te prind cumva de pământ. Te vezi ca un arbore super înrădăcinat. Vezi fluxul ăsta al energiei în corpul tău și din corpul tău tot ceea ce e negativ ai intenția să se elimine în pământ spre reciclare. Și exercițiul durează un minuțel. Da? E exercițiul de împământare. Și alt lucru pe care îl facem dimineață, și o să râdă lumea și o să zic că asta e o prostie.
Dar uite, îți dau un exemplu. Așa. Există, când am fost în China, la temple pe acolo, am rămas uimit să întâlnesc niște călugări care, primul lucru pe care îl făceau de dimineață, și la ei dimineața pentru mine era cu amețel, deci la ce ore se trezesc, că ea este inuman. Dar nu contează. Primul lucru pe care îl făcea de dimineață era să bea 2 litri de apă pe stomacul gol. Wow. 2 litri de apă. Am încercat și eu odată și n-am să ascund că mi s-a făcut rău. Nu trebuie să beți 2 litri de apă, stați liniștiți. Omul ăla era antrenat să ajungă la 2 litri de apă. Acei 2 litri de apă pe stomacul gol îi resetau organismul. Ăla nu mai are cum să se îmbolnăvească de nimic. Adică îi crește imunitatea, îi crește ce vrei. Dar beți un pahar cu apă. Da. Dar să nu fie rece. Să fie la temperatura camerei. Și înainte să beți paharul ăla cu apă, țineți paharul între palme. Da. Vizualizați lumină portocalie, un oranj, știți cum e la marcărele alea, super aprins, da. Așa, super, super, fosforescent. Fosforescent, da? Cum țâșnește din palmele voastre și să zicem paharul ăla. Și intenția trebuie să fie pur și simplu, eu pun acolo ca la ciorbă, știi? Sănătate, vitalitate, vigoare, umor, bună dispoziție, putere, voință, răbdare. Ce-mi vine nu e standard textul, da? Și după aia apa aia, gâl, o dați pe gât, da? Chiar poate să fie un pic caldă. Dacă aveți, de exemplu, probleme de tranzit intestinal, poate să fie apa un pic călduță și vă ajută și la capitolul ăla. Dar obișnuiți-vă să fie chestia asta. Așa, dacă vreți să ajungeți ca și călugării Shaolin în timp, eu n-am ajuns asta cu 2 litri de apă și nici n-am în plan, dar dacă vreți, puteți ușor, ușor, lunar, să creșteți cantitatea de apă. Ce se întâmplă când bei apă pe stomacul gol, mai ales când este energizată? Tu îi arăți stomacului tău că îi dai întâi ceva pur. Noi avem obiceiul, primul lucru cum ne-am trezit, țigara. Cafeaua. Cafeaua, no offense, eu nu sunt băutor de cafea. Cafeaua e un mâl obținut dintr-o plantă, ce-i drept. Dar e un mâl. Mâlul ăla nu are o beneficitate mare. Și din păcate, sorry, îmi pare rău pentru toți telespectatori, nu zic să nu bezi, Doamne ferește, dar ea nu face neapărat bine. Înțelegi? Și atunci dacă eu aduc primul lucru care nu-i bun, dau organismului meu un mesaj de și atunci primul lucru trebuie să fie bun. Fumez, nicio problemă. Și eu fumez, eu n-am niciun secret să afirm asta. Da? Dar primul lucru, adu-i apă. Adu-i apă cu lumină, adu-i apă cu energie. Stai 10 minute după ce ai băut apa aia și abia după aia beați cafeaua sau fumează țigara sau ia-te de vecinul care dă cu bormacina sau mai știu eu ce. Dar primul lucru din zi să fie un lucru bun. Da? Să știi că eu cred că am 4 ani anul acesta de când beau apă, eu îmi pun și niște lămâie. Foarte bine. Deci vreau să spun că de când fac lucrul ăsta, efectiv, nu știu, simt, deci nu doar simt în corpul meu, cum organele efectiv prin viață, așa, și îmi dau un refresh, pot să fiu extrem de obosită, să nu dorm, să nu știu. Făcând asta, o să ai pielea tânără până la 100 de ani, o să ai pielea exact cum o ai acum. Crede-mă, mai ales că adaugi lămâie și dacă vrei, mai vrei un truc, acum paranteză, știu că mai am una asta, dar pe chestia cu apa, se poate face și ceea ce se cheamă zâmbetul interior. Deci în momentul în care bei apa respectivă, o transformăm într-un exercițiu de qigong. Ne imaginăm efectiv apa ca energie, cum coboară, cum ajunge, cum se duce. Noi știm că ea rămâne în stomac temporar, dar noi ne imaginăm cum se duce în stomac, în plămâni, în inimă, în ficat, în pancreas, în splină, în organe genitale, în rinichi. Și când ajunge apa aia, curăță organele și noi zâmbim organelor. Ne imaginăm cum zâmbim ficatului nostru și ficatul zâmbește înapoi. Zâmbim rinichilor noștri, rinichiul zâmbește. Eu am făcut la un moment dat un studiu cu Federația de Rugby din UK, din Marea Britanie, și am fost invitat acolo la un studiu multidisciplinar foarte drăguț pe sportiv și eficiență sportivă. Și am lucrat cu echipa de rugby a Marii Britanii și le-am făcut un program care nu trebuia să depășească 20 de minute din zi, că erau ocupați. Și în acel program, 5 minute, le-am integrat zâmbetul interior. Toți aveau probleme cu articulații, oase, coloană, na, rugby, îți dai seama, se trântesc, se aruncă pe acolo, adică remeneurile lor arătau absolut îngrozitor și totuși ei continuau și trebuiau să fie în formă bună.
Și am făcut 21 de zile cu ei, 5 minute, exercițiu prin care își zâmbeau coloanei vertebrale, vertebră cu vertebră, unde erau afecțiuni în zona lombară, genunchilor care erau un picuț buliți pe acolo și așa mai departe. După 21 de zile, pe RMN-uri făcute, și studiul se poate consulta, pe RMN-uri făcute, inflamația dispăruse la 93% din echipă. Ceea ce este amazing pentru mine. Sigur că mai aveam încă un sfert de oră în care făceam și alte exerciții, dar chestia asta cu zâmbetul interior funcționează absolut fantastic și poți să o integrezi chiar de mâine dimineață odată cu băutul apei. Știi? Și al cincelea truc, ca să fie și ăsta dat, este undeva în timpul zilei. Deci am avut două de noapte, două de dimineață și unul când vrei tu. Ideal e cumva după masa de prânz, dacă o ai, pentru că atunci sângele se duce mai jos, creierașul e mai în unde alfa, suntem mai relaxați. Și exercițiul ăsta din timpul zilei se numește diamantul cunoașterii. Diamantul cunoașterii este un exercițiu banal prin care transformăm energia din corpul nostru în înțelepciune, așa spun chinezii. Și cum fac această transformare în înțelepciune? Există trei centri fundamentali în corpul nostru din punct de vedere al metafizicii chineze. Tantienul inferior, care se află sub buricla, aproximativ 3 degete și în interiorul corpului, tantienul mijlociu, care e în mijlocul pieptului, în dreptul inimii, și tantienul superior, care e undeva, gen, noi l-am numit al treilea ochi, dar în interiorul capului. Vă focalizați simultan pe aceste trei puncte, sub buric în abdomen, în centrul pieptului și în mijlocul capului, vârful limbii în cerul gurii, și vă imaginați cum energia din aceste puncte, ca și cum sunt niște biluțe luminoase, pulsează în ritmul respirației. Când inspirați, ele devin extrem de strălucitoare. Când expirați, strălucirea din ele se răspândește în tot corpul. Când inspiri, ele devin strălucitoare. Ai expirat, strălucirea se răspândește în tot corpul. Și faci 36 ideal, acum nu te bate nimeni dacă faci doar 10, dar idealul e să faci 36 de astfel de respirații, vei fi reînnoit, te vei simți de 1000 de ori mai bine, dar beneficiul maxim al tuturor celor 5 practici pe care le-am dat e pe termen lung. Făcându-le într-una, poți face o grămadă de transformări în interiorul tău. Și o să zici, ok, și ce treabă au toate astea cu destin? Foarte simplu. Făcând aceste 5 exerciții banale, care îți mănâncă 5 minute din zi, vei fi atenționat automat cu privire la greșelile pe care le-ai mai făcut atunci când urmează să le refaci. Vei avea acel timp în care să te răzgândești sau să te orientezi cumva către altă decizie. Doi la mână, nu vei mai fi un sac de gunoi al energiei și emoțiilor negative ale celorlalți, pentru că îți vei fi deschis circuitele energetice și o să scurgi, nu tot, nu vreau să vă mint, că asta cu vai, o să scurgi totul rău din tine, e o prostie, nu e, cine vă zice așa, vă mint. Dar scurgi mai mult, știi, din ce e negativ. Trei la mână, o să-ți umpli de dimineață organele, celulele, țesuturile, organismul întreg cu intenția și informația de azi vreau bine, da? Nu trebuie să te lași de cafea, nu trebuie să te lași de țigări, nu sunt terapeutul ăla, nu sunt nutriționist să vin și să zic lasă-te, fă ce vrei. Dar primul lucru pe care îl aduce în tine, adu-l de bine. Dă mesajul ăla bun. Patru la mână. Lucrând asupra acestor trei centri, tu îți vei crește extrem, extrem de mult ceea ce eu numesc atenție spirituală. Vei vedea dincolo de realitate. Că știi, noi vedem, ne uităm, uite ce frumos, un studio enorm, ecrane, plante, fete frumoase, tot ce vrei pe aici, dar dincolo mai există și alte planuri. Așa e. Mai există un plan astral, un plan eteric, un plan al, mă rog, tot felul de chestii. Exercițiile nu se te facă să fii clarvăzător, dar se te facă să simți. Și automat, crescându-ți această inteligență emoțională, spirituală, intuiție, o să te ocolească răul pe tine, nu o să mai fie cazul ca tu să-l ocolești. Automat, fără să-ți dai seama, inconștient aș putea spune,
o să eviți situațiile care îți produc... Te-aș mai întreba pentru aceia care au deja o inteligență emoțională formată și sunt bulversați într-un anumit moment al vieții. Cum revin la acea inteligență? Cum fac apel la acea conexiune pe care... Știi, sunt momente în care nu mai simți sau nu știi dacă într-adevăr simți ce trebuie și dacă e de acolo. O fi sau nu o fi, da. E normal, știi de ce? Pentru că nimic nu-i veșnic. Din păcate, în afară de Dumnezeu, care e până la urmă esența și matricea a tot ceea ce există, nimic nu-i veșnic. Nici măcar această intuiție, să zicem, spirituală. Pentru că are momente în care vine, pleacă. Uite, îți spun de la mine, eu am anumite abilități pe care le știu și ale mele. Mă, dar am și zile proaste. Și firesc să fie așa, cu toții avem, da? Poate m-a aflat o veste proastă, poate m-a supărat cineva. În zilele respective, evident că abilitățile mele, pe care eu mă bazez, scârție un pic și este firesc, pentru că suntem un sistem deschis, așa cum am zis. E, cum revin să le ream sau să le am chiar și mai bine și să fac diferența între o fi sau o fi ispită, că nu știi? E, exercițiul aici se cheamă centrare. Și trebuie să știi care e centrul tău. Și eu am o vorbă către practicanții mei avansați. Always find your center. Întotdeauna găsește-ți centrul. În artele marțiale, de exemplu, în orice postură ai sta, că e defensivă sau că e ofensivă, tu trebuie să fii cu mintea în centrul tău de greutate. Da? Centrul tău de greutate trebuie să fie permanent în atenția ta, pentru ca, indiferent de unde ești atacat, tu să nu... cazi. Da. Tu să fii în picioare. E, cum avem un centru de greutate al corpului, la fel avem un centru de greutate, spunem așa, spiritual. Și el poate să fie unul din trei. Există oameni care își pun centru de greutate spiritual în abdomenul inferior. Sunt oamenii care cultivă energia foarte mult pe tema asta. Există oameni care își pun centru de greutate spiritual în inimă. Sunt oamenii care merg foarte mult pe partea de emoție, pe partea de simțire, pe partea de Titanic Vals. Și oameni care își pun centrul de greutate în minte. Sunt acei oameni hiperraționali, care ei au nevoie de dovadă, au nevoie de unde scrie, unde e studiu, câți, unde, ce, cum, nu știu ce. Știi? E, în mod corect, dacă vrei să dispară ispitele și fumul ăsta al... necunoașterii, este bine ca centrul spiritual de greutate să revină în abdomenul inferior. Acolo noi avem ceea ce se cheamă tantien inferior sau shadantian. Și ce este? Asta e centrul în care ciul nostru, energia noastră începe să clocotească, începe să fiarbă și de acolo se duce în diverse alte locuri din corpul nostru și se transformă. Da? Aici esența noastră se manifestă, se transformă în energie, energia circulă, se transformă în spirit, spiritul se transformă în vid. E un circuit absolut extraordinar. Și atunci, un exercițiu cel mai simplu pe care pot să ți-l recomand e așa. În orice moment în care te simți pierdută, orice moment în care te simți că, bă, o fi sau nu o fi așa, nu-mi vine, n-am intuiția, n-am asta, ți-o recapeți în 50 de secunde în felul următor. Atenția să fie în abdomenul inferior, sub buric și în interiorul corpului. Vârful limbii în cerul gurii. Da. Și dacă ești dreptaci, la mâna stângă se ține așa, deci degetele arătător și mijlociu lipite între ele, degetele astea așa. E o mudră pe care o știm și din creștinism, dar la chinezi se numește... degetul de diamant sau sabia de diamant. Se folosește, de exemplu, în tai chi în formele de sabie. Da? E, și mânuța ținută în felul următor, da? Stânga, degetele se țin deasupra capului. Palma dreaptă se ține pe abdomen. Dacă ești stângaci, o să fie invers povestea. Ok? E, și faci, stând în poziția asta, câteva respirații, imaginându-ți energia cum circulă între palma asta și între palma asta prin corpul tău. Ce fain. De câteva ori. Eu o numesc desfundare. Da. E termenul meu, nu e în nicio carte, pentru că eu îmi imaginez cum dai cu desfundătorul, știi, când se înfundă chiuveta. Câteva astfel de respirații, dar atenția fiind focusată în tantienul inferior. Te vei recentra extrem de repede și e ca un duș rece. Energetic, spiritual. La nevoie se poate repeta de oricâte ori e cazul,
și nu are nicio reacție adversă sau contraindicație. Adică n-are ce să ți se întâmple rău. Eu am o vorbă, în cel mai rău caz nu merge, știi, uneori și un analgezic pe care îl iei pentru durere de cap poate să nu meargă. Adică exact. E posibil. Da. Ne-ai dat foarte multe informații utile și vorba ta, le poți face foarte repede, însă știi cum e omul, că, cu toate că exercițiul e foarte, ține foarte, pe o perioadă foarte scurtă, poate să invoce motive precum n-am timp, e lene. Sau mi-e lene. Ei, te-aș întreba cum combatem această lene sau acest nu am timp. Omul e bine să-și creeze o rutină. Și prin rutină nu vreau să înțeleagă partea eufemistică peiorativă a termenului de rutină, ci o, cum să spun, o organizare. Disciplină. Foarte bine. Disciplină. Mult mai bun decât termenul meu, crede-mă. Da. O disciplină. Da? Cum îți creezi această disciplină? La început e greu. În orice. Că vrei să te apuci de o cură de slăbire, că vrei să te apuci de, știu eu, sport, că vrei să te apuci de whatever. La început e de strâns din dinți și de impunere. Și inclusiv asta cu băutul apei pe stomacul gol. Eu când m-am apucat acum ani și ani de zile, țin minte că în primele zile, săptămâni chiar, erau zile în care uitam, adică era impulsul meu automat să mă duc să fac altceva decât să iau paharul cu apă. Și a durat vreo 3 săptămâni, cam atât durează, acel 21 de zile, până s-a creat cumva reflexul ăsta pavlovian. Primele 3 săptămâni strângi din dinți și faci. Și se creează rutina. În aceste 3 săptămâni îți pui în funcțiune ceea ce se cheamă voință. Și eu am o vorbă, adică nu am, că am furat-o de la un maestru de-al meu, dar o zic așa. Dacă nu-ți creezi rutina respectivă, înseamnă că încă nu suferi suficient de mult ca să fie importantă pentru tine. O știu. Sorry, e cinică, dar este reală. Da. Da? Pentru că în momentul în care ajungi să te doai, uite, îți dau un exemplu foarte, foarte simplu al unei bune prietene de ale mele care avea o problemă de articulații și am spus, uite, e un exercițiu simplu care durează 3 minute și pe care dacă îl faci în fiecare zi, în 6 luni de zile, problema ta va fi mult ameliorată. N-ai cum să rezolvi o problemă de articulații în 2 zile. Pana mea, nu se poate. Azi n-am timp, mâine n-am timp, mâine am întâlnire, păi mine mi-e lene, răs, păi mine am dormit. Da? Și spune, n-are cum să se agraveze problema respectivă. După un an de zile, problema respectivă a dat într-o artroză de toată frumusețea, care medical nu prea mai e ce să-i mai faci. Și îmi spune, acum poți să fac exercițiul ăla de 3 minute? Nu, că nu mai e eficient. Și nu-mi place să bag frica în oase, dar uneori există conceptul de prea târziu. Uh-huh. Uneori poți pierzi trenul. Sorry. Oamenii au senzația, în special cei care lucrează sau trăiesc în lumea asta spirituală, că totul e love and light. Ne agățăm niște felii de-alea de agat de 5 kg de gât și purtăm cristale la mâini și ne îmbrăcăm în haine largi și mergem cu mâinile așa și spunem love and light, love and light și ne dăm cu fâsfâsuri care miros frumos și totul e bine și frumos. Bullshit! Nu! În lume există yin și yang, există lumină și întuneric. Ele există și trebuie să existe pentru că sunt dihotomii, nu poți să definești lumina fără întuneric și întunericul fără lumină. Și cu cât te afunzi în drumul evoluției spirituale, cu atât vei întâlni rezistența aia a yin-ului, rezistența aia a întunericului, care va veni să te antreneze. Că de-aia e evoluție, că urci, altfel e stagnare. Okay? Și ca să urci, nu? Imaginează că urci pe munte. Da. Urăsc chestia asta, by the way. Dar ai văzut că pe măsură ce urci, mușchii ăștia, quadricepsul femoral și toți mușchii coapsei, dor, domne, dor și mai tare, că crește panta și tu trebuie să contracți și mai mult. Nu-i mai ușor pe măsură ce urci. E mai greu. E, cam la fel e teoretic și în evoluția spirituală. Doar că tu lucrând cu tine, deși e mai greu, ție ți-e mai bine și mai ușor, pentru că știi cum să echilibrezi lucrurile. Există vânzători de evoluție spirituală care sunt, îmi spunea o colegă de-a mea din Anglia, posh spiritual people, știi? Ăștia posh sunt, nu pot să meditez dacă n-am bețe parfumate de nu știu care și lumânărica de nu știu care și muzica nu știu care. Păi dar aia care stăteau în peșteră cu fundul pe o piatră rece și mâncau lemne, cum mai evoluau? Știi? Evoluția nu ține de ce e în jur. Evoluția ține de aici. Intenția și percepția ta creează realitatea și prin uniunea acestor trei centri vei reuși să-ți controlezi
accesul la propriul tău destin. Atenție, nu destinul. Accesul la destin. Pentru că tu ai acel ceaun al destinului tău, cu încărcătura ta karmică, cu potențialele tale, tu poți să-ți controlezi 100% accesul la acest ceaun, între ghilimele, al destinului. Știi, un om obișnuit cam cât are acces la și control asupra acestui ceaun? Sub 1%. Sub 1%. Atenție! Învățând să meditezi, învățând să fii centrat, învățând să trăiești aici acum, începe să apară accesul și începe să apară niște lucruri care îți luminează viața. Dar ne e frică, pentru că viața e așa frumoasă în materie. Da. Știi? Și asta ar însemna să ne îndepărtăm de lucrurile mai fițoase ale materiei și ne e greu să le lăsăm în spate. Că de ce aș sta să fac tai chi pe plajă vara când pot să stau în club și să beau mojito până dimineață? S-a terminat emisiunea, atât de rău îmi pare. Mie, da, asta e viața, nimic nu-i veșnic. Îți mulțumesc foarte mult pentru contribuția ta. Este absolut fascinant să am discuție cu tine. Ești un om extraordinar. Mulțumesc din suflet. Te apreciez și te stimez și te felicit, să știi, pentru ceea ce ești și cine ești. Și tare-ți curioasă de următoarele emisiuni, pentru că vreau să mai revin. Cu mult drag, oricând îți promit în fața telespectatorilor, când mă vrei, vin. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumesc și vouă pentru atenție, mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Până data viitoare, dragii mei, creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. Acum stați alături de noi, urmează Sport Arena la zi. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.